Lucrările de înlocuire a conductei principale de apă din curtea policlinicei s-au încheiat. Au durat mai multe zile din cauza unor defecțiuni apărute. Medicii din policlinică și conducerea spitalului au propus primăriei înlocuirea țevii din cauza pierderilor imense. Calitatea apei nu era afectată. Au fost lucrări finanțate de către primărie de schimbarea conductei principale de apă din clădirea policlinicii. Au fost probleme, sunt pierderi foarte mari de apă care și-au necesitat efectiv schimbarea acestei conducte. Plăteam niște cheltuieli exagerate, deci un cabinet cum este al meu de 35 de metri pătrați, având în dotare o chiuvetă unde ne spălăm pe mâini, plăteam în jur de 80 de lei lunar factura pentru apă. Asta aproximativ 2 ani de zile și am plătit. Lucrările s-au încheiat, dar vor continua dacă se vor mai înregistra pierderi. Atunci înseamnă că există defecțiuni la racordurile spre cabinet, iar medicii vor lua măsuri. Branșamentele care țin de cabinete ni le rezolvăm noi dacă sunt defecte, conform contractului pe care îl avem. Problemele policlinice sunt departe de a se fi rezolvat. Pe lângă pierderile de apă, medicii suferă și din cauza curții neasfaltate. Totodată, accesul în curte este impropriu. Se speră că tot primăria să ajute și la asfaltare, întrucât este proprietar. Curtea este teritoriul primăriei. Arată destul de rău. Pacienții trebuie să intre în policlinică pe accesul auto, deci pe același acces cu autovehiculele, ceea ce nu este chiar foarte corect, pentru că vin pacienți nevăzători, pacienți cu diverse pareze și se deplasează destul de greu și este și periculos. Intrarea este, arată foarte rău, ar trebui, bineînțeles, făcut un pavaj acum acolo, s-au săpat aceste șansuri care nu au fost acoperite bine și sunt foarte multe lucrări. Păi alte lucrări ar fi să reparăm fațada policlinicii și interiorul, fiecare la suprafața pe care o are cumpărată. Fațada este comună, deci o vom face toate cabinetele. Dar asta în limita posibilităților. Medicii speră că anul acesta să renoveze fațada clădirii. Ei au devenit proprietari ai cabinetelor în august 2009, dar încă nu au avut bani pentru renovare și au pus la punct interioarele, urmând ca probabil la toamnă să se și apuce de fațadă. Situația financiară nu le este însă favorabilă. Ei nu și-au primit salariile de 2 luni.